O nouă acțiune 5S public de curățenie la standarde japoneze a avut loc recent în România. Timp de 5 zile, reprezentanții Institutului Kaizen din țara noastră și ai celor de la Asociația Clean Up Japonia au organizat o serie de conferințe și seminarii la Sibiu și pe Valea Prahovei, dar și acțiuni de ecologizare în mai multe zone din orașele Bușteni și Cluj-Napoca. Startul acțiunilor s-a dat la București. Evenimentele au cuprins și cea de-a 21-a sesiune Kaizen Manager Club, desfășurată în orașul de la Poalele Feleacului. Mă bucur să aud că din ce în ce mai multe companii românești implementează Kaizen, arta de a trăi frumos și sănătos, care se concentrează pe îmbunătățire continuă în toate aspectele vieții, un proces ce poate fi aplicat cu succes oriunde, oricând și de către oricine. A pornit de la Toyota și ulterior, multe țări au înțeles că această filozofie le poate schimba în bine, în primul rând, viața. Acțiunea de curățare de la Liceul George Coșbuc din Cluj-Napoca a strâns peste 100 de voluntari, oameni de afaceri japonezi și români, profesori, elevi și părinți. Un spațiu curat mă face să mă simt confortabil. Kaizen este o filozofie nouă pentru multe țări și este greu să accepți ceva nou. Însă am vizitat companii din țara dumneavoastră care implementează de ceva timp Kaizen și pot să vă spun că, într-adevăr, arată altfel. Angajații gândesc altfel. Acest sistem de îmbunătățire continuă i-a schimbat total. În Japonia, dar și în foarte multe țări, voluntariatul a devenit o practică socială. Activitățile de voluntariat sunt încă la început în țara noastră. Am fost uimit în prezentările pe care le-au făcut japonezii de faptul că mulți copii, mulți elevi din ciclu primar de 8-10 ani participau la activități de curățenie. Școala noastră este destul de mândră de această schimbare. Am reușit să fiu atentă la modul în care se organizează prin acțiunea 5S și pot să spun că chiar am învățat cum să ne organizăm mai bine, să fim cât mai eficienți, fiecare persoană să știe ce are de făcut, în așa fel încât să terminăm treaba cât mai repede posibil. Și modul în care tinerii răspund la această chemare de a fi mai buni, schimbând mediul din jurul nostru, ne-a dat încrederea că putem să facem mai mult de atât, să transformăm aceste acțiuni în acțiuni continue de educație pe care copiii să le poată relua periodic, devenind astfel parte din programul lor de educație. Pentru mine, Kaizen a însemnat schimbare în jurul meu, deci în mediul în care trăiesc, cât și schimbarea propriei mele vieți. Vin de 5 ani în România și, bineînțeles, prima oară când am făcut această acțiune, românii au fost surprinși. De-a lungul timpului au înțeles însă că numai prin schimbare pot avea rezultatele cele mai bune. Ceea ce facem noi, acest 5S public, este, de fapt, curățenie cu sens, putem să-i spunem, sau altfel spus, este educație. Spiritul voluntariatului înseamnă să înțelegi că energia pe care tu o ai, o poți pune într-un bine colectiv, în folosul binelui public. Și se face lucrul acesta cu încredere. Asta înseamnă mai mult umanism. Dacă ne uităm astăzi unde este Japonia și cum reușesc ei să treacă peste evenimente chiar dramatice. Noi avem foarte mult de învățat de la filozofia lor, de la cultura lor, de la modul cum abordează și partea mai puțin frumoasă a vieții, adică tot ce înseamnă calamitate, tot ce înseamnă traumă economică sau traumă personală, și lucrurile astea, sigur, le putem vedea foarte bine în această filozofie Kaizen de îmbunătățire continuă atât a vieții la nivel personal cât și a familiei, tot ce înseamnă managementul într-o companie, iar acum mai nou ce înseamnă acest 5S public, cum școlile, facultățile, în mod special companiile, oameni de afaceri pot să schimbe viața
unui oraș, unei zone și doar plecând de la o schimbare personală.